Elevii de la școala gimnazială Alexandru Ceușanu au început noul an școlar într-un climat modern și curat, asta datorită lucrărilor de reabilitare efectuate pe perioada vacanței de vară cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin, care a finanțat substanțial aceste reparații. La festivitate, primarul municipiului Maria Precup s-a arătat încântată de cum arată școala gimnazială. Ba mai mult, a precizat că nu se va opri aici. Mă asigur de tot efortul pe care o să-l fac ca instituția să arate minunat, încă avem multe de făcut și pe această cale mulțumesc părinților care ne-au ajutat și cadrelor didactice care au depus și efort fizic și financiar alături de noi ca să putem avea o școală. Eu sunt mândră de cum arată, în interior sper să fie la fel de frumoasă și în exterior și împreună vom face una dintre cele mai frumoase instituții de învățământ din municipiul Reghin. Proiectul de reabilitare a presupus lucrări majore la unele clase din școală, unde s-au montat uși și ferestre de tip termopan, dar și reparații curente de igienizare și zugrăvire atât la clasele primare cât și la cele pregătitoare. În plus, principala lucrare de care era mare nevoie și care a început deja este la sala de sport de lângă spitalul municipal. În primul rând, s-a reabilitat cabinetul de religie, care a primit un aspect modern, pe măsura rolului pe care această disciplină îl are în formarea copiilor noștri. S-a extins numărul de săli prin modernizarea, prin reabilitarea unui spațiu și transformarea sa într-o sală de clasă. Acestea au fost principalele lucrări și nu trebuie să uităm apoi că s-au efectuat și s-a început reabilitarea sălii de sport. Anul acesta se înregistrează cel mai mare număr de elevi la școala gimnazială Alexandru Ceușanu, circa 1030, dintre care aproximativ 80 sunt la clasa pregătitoare.